O femeie a cheltuit numai puțin de 40.000 de dolari pe operațiile estetice de-a lungul timpului, iar decesul său a survenit după o nouă intervenție estetică. Familia fetei a anunțat decesul său tragic prin intermediul unei postări pe care au realizat-o pe contul personal al lui Ashtan, deschizând și o strângere de fonduri. Presa internațională a dezvăluit și care au fost cauzele decesului. Operația pe care Ashton a făcut-o a fost una frauduloasă și ilegală, făcută de o femeie care nu avea licență pentru a opera. Familia a anunțat că ancheta se va face confidențial, însă s-a aflat că tânăra ar fi murit în timp ce încerca să și pună silicon în fesier și a suferit o complicație. Vivian Gomez este femeia care a operat-o pe fată fără să aibă licență medicală, acceptând să-i pună modelului implanturile. Acum este acuzată de ucidere din culpă. Cele două s-au întâlnit într-un hotel din California, unde a avut loc și operația, care inițial a ieșit bine. Cu toate acestea, în perioada de recuperare, tânăra a suferit un infart care i-a adus decesul. Relatează sport.ro